Pe traseul viitorului drum expres Baia Mare-Satu Mare se fac în această perioadă lucrări de forajă care colectează date geologice și geotehnice esențiale în proiectarea și realizarea acestui drum de mare viteză. Forajele se execută pe raza ambelor județe, respectiv în Satu Mare la kilometrul 13 al drumului expres și în Maramureș la kilometrul 56 al drumului. Aceste lucrări vor fi finalizate în luna decembrie, dau asigurări autoritățile județene. Urmează apoi să fie făcut studiul de fezabilitate și obținerea finanțării necesare pentru realizarea acestui proiect. Drumul expres Baia Mare-Satu Mare va avea o lungime de 59 de kilometri, plus drumurile de legătură, fiind astfel un proiect vital pentru dezvoltarea infrastructurii din ambele județe și crearea de noi conexiuni rutiere.